Salutare și bine v-am găsit! Acesta este ghidul pentru Burning Rubber, misiunea dată de skier pe harta Ground Zero. Obiectivul este următorul. Plătește pentru extractul cu mașină pe Ground Zero. Pentru o orientare mai ușoară, voi începe din mijlocul hărții și voi spune reperele. Fusion, Skyside, Terra Group, Empire. Locația unde trebuie să ajungem noi este între Terra Group și Empire, două zone cu risc mare de PvP datorită questurilor de început Shooting Cans și Saving the Mall. Este indicat ca acest quest să fie realizat în același timp cu alte questuri de pe Ground Zero dacă este posibil, pentru a reduce din timpul pe această hartă. Acest extract va necesita o plată de 5.000 de ruble ce trebuie să se afle în inventarul caracterului vostru la momentul plății pentru extract. Atenție! Indiferent de ediția jocului pe care o aveți, este indicat ca banii să-i puneți în containerul secret din fereastra caracterului, pentru a nu-i pierde în caz că mori. Dacă ți se pare complicat PvP-ul pe această hartă, este recomandat să aștepți 10-15 minute într-un loc ferit de acțiune și apoi să te pornești spre extract. În cazul acestui extract, cu cât te pornești mai repede, cu atât ai mai multe șanse să-l prinzi, deoarece nu vei fi singurul care va da extract la mașină. Dacă v-a plăcut acest tip de conținut, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați un like la clip și ne auzim data viitoare. Numai bine, salut!